Antonio are o nouă postare, un filmuleț în care spune cam așa: m-am gândit că zilele trecute nu prea am interacționat cu voi și mi-a venit o idee să facem o rubrică în postările mele, să ne mai amuzăm puțin. Spune Antonio că o doamnă zisă Sherlock Holmes a descoperit că sunt niște diferențe mari în pozele puse aseară de el la story și cele de dimineață pe care le-a postat el și Maria, că acea doamnă spune ceva despre barba lui, că îi crescuse barba și părul lui Antonio și că nu ar fi poze recente. Spune Antonio că acea doamnă a postat și despre faptul că inelul de logon al Mariei nu ar fi pus pe același deget aseară și acum. A scris Antonio la această postare: degetul, aveți grijă la degete, să știți că nu se poate schimba inelul de pe un deget pe altul. Bine că nu este cazul acum. Am schimbat doar unghiul unde am făcut selfie-ul, a anunțat-o pe doamna Sherlock Holmes. Antonio a postat mesajele doamnei care l-au distrat foarte tare și spune el că este o doamnă care nu se oprește din mesaje și tot caută să arate că cei doi nu au postări reale.